Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face tort cu ciocolată și vanilie, iar pentru blat avem nevoie de 10 ouă, 10 linguri de zahăr, 10 linguri de făină, un praf de copt și un praf de sare. Pentru început vom face albușul spumă. Am realizat spuma, acum vom adăuga praful de sare și vom pune treptat zahărul, continuând să mixăm. Am dizolvat foarte bine zahărul, iar acum vom adăuga făina treptat, amestecând cu o spatulă. Mișcările trebuie să fie circulare pentru ca aluatul nostru să nu-și piardă din bule. Vom adăuga și praful de copt. Iar acum vom adăuga gâlbenușurile. Aluatul pentru blat este gata, iar acum pe acesta îl vom pune într-o tavă în care am pus hârtie de copt și pe care am tapetat-o cu ulei. Iar acum vom pune tava la cuptor la 180 de grade timp de jumătate de oră. În timp ce blatul nostru se coace, ne vom ocupa de frișcă și vom bate aproximativ 750 de ml de frișcă, atât pentru a orna tortul, cât și pentru crema de ciocolată. Pentru a realiza crema de ciocolată, avem nevoie de 350 de grame de ciocolată. În frișcă vom mai adăuga 16 grame de întăritor, dar și 30 de grame de zahăr pudră vanilat. După ce am mixat puțin frișca, voi adăuga zahărul, dar și întăritorul de frișcă, după care vom continua să mixăm. Frișca este gata, iar acum 300 din cantitate vom pune peste ciocolată, iar restul este pentru ornat. Ciocolata o vom pune într-un bol mai mare și peste ea vom pune frișca. Și acum vom amesteca foarte bine. Crema noastră de ciocolată este gata, acum ne vom ocupa de cea cu vanilie. Pentru crema de vanilie vom folosi un plic de cremă pentru prăjituri, adică 50 de grame, 250 de ml de lapte, 3 linguri de zahăr pudră vanilat, în jur de 300 de grame de căpșuni și dacă doriți puteți adăuga și kiwi. Într-un bol vom adăuga praful pentru cremă, zahărul, dar și laptele, după care vom mixa foarte bine până când obținem o cremă consistentă. Crema este gata, iar acum ne vom ocupa de fructe și vom spăla foarte bine căpșunile, după care le vom toca mărând. Eu așa de mici voi tăia fructele. Le puteți tăia și mai mari, dar mie așa mi-e plac. Am tocat fructele, acum le vom lăsa deoparte. Între timp să știți că și blatul este gata. Îl voi lăsa să răcească, iar între timp mă voi ocupa de sirop. Vom pune la fiert 300 ml de apă cu 50 de grame de zahăr. După ce apa va fierbe, vom adăuga 2 pliculețe de zahăr vanilat, dar și o esență de rom. Blatul îl vom împărți în 3 straturi. Iar acum vom pune primul strat de blat și îl vom însiropa. Am
Am însiropat blatul, iar acum vom pune crema de ciocolată. Peste acesta vom pune crema de vanilie. Iar acum vom pune căpșunile peste cremă. Vom pune și ultimul strat de blat, pe care îl vom și însiropa. Iar acum îl vom acoperi cu frișcă. Acum va trebui să-l ornăm. Tortul este gata. Dacă v-a plăcut rețeta mea, nu uitați să dați un like, un share și să vă abonați. Pe data viitoare, dragii mei! Pa, pa!